Bine v-am regăsit. Vă prezint Bosch PSB 7000, una din primele scule pe care le-am cumpărat atunci când am venit în țară în 2013. Am mai făcut un clip cu ea, este mai vechi, însă atunci nu am apucat să fac și un test. În clipul ăsta poate reușesc să facem și câteva teste să vă arăt mai bine cam ce poate să facă. Deci este modelul PSB 7000 din gama verde Hobby. A fost cumpărată de pe EMAG. Am văzut recent că modelul nu mai este, este lipsă stoc. L-am căutat și pe alte site-uri să văd dacă mai este și nu mai este. Nu se mai găsește aproape pe nicăieri. Probabil că undeva s-ar mai găsi ea. A fost, așa cum am spus, una din primele scule pe care le-am cumpărat împreună cu un pendular tot din gama verde de la Bosch și un Flex Black & Decker. M-a atras foarte mult aspectul, mi-a plăcut așa ca model, foarte bine construită și îmbinată. Vedeți că este plină de cauciuc aici în zona mânerului. De asemenea are un mâner suplimentar care se poate poziționa în poziția la care am nevoie să lucrez. Este un model cu percuție, deci se poate folosi și la adaugă gaură chiar și într-un beton. Merge foarte bine în gresie, în faianță, în perete, tencuit și așa mai departe. Are un regulator de turație, deci pornește de undeva de la 50 de rotații pe minut și poate ajunge până la 3000 de rotații pe minut. Frecvența bătăilor la percuție este de 48.000 de bătăi pe minut și are o mandrină îmbrăcată în plastic de la Rom, o mandrină de foarte bună calitate. Eu am rămas foarte plăcut surprins de felul cum prinde și cum strânge această mandrină. Strânge foarte bine, iar mecanismul de strângere este unul foarte simplu, se ține de acest buton lock aici și se strânge burghiul sau suportul pentru biți. Am fost foarte mulțumit de ea, nu am folosit-o însă foarte mult, am lucrat ceva cu ea la căsuța aia pentru câini atunci când am cumpărat-o și pe urmă am trecut la mașinile pe acumulator și asta a fost cumva abandonat acolo pe raftul de scule. Aici are un schimbător de sens, stânga-dreapta, acționarea se face foarte simplu de aici, de la acest întrerupător. Dacă vreau să îl blochez, mă folosesc de acest buton de aici și pot să găuresc fără să stau cu mâna tensionată pe întrerupător. Este o bormașină cu care se poate găuri în lemn cu burghie cu un diametru de până la 30 de mm, se poate găuri în fier cu burghie de până la 12 mm și diametrul maxim al burghiilor pentru beton este de 14 mm. După cum vedeți, mașina arată foarte bine, foarte bine întreținută. Așa cum v-am spus, nu a fost foarte des folosită, a stat mai mult prin valiză. Are și un limitator pentru adâncime care se poate monta aici. Are o clapețică din asta neagră ca să pot să introduc acest limitator și cu asta mă ajută dacă vreau să nu dau prea adânc o gaură într-un perete. Este o chestie pe care o găsiți la toate bormașinile, deci nu e că a inventat Bosch limitatorul de adâncime, dar este bine că este. Ca aspect v-am spus, mie mi-a plăcut foarte mult, este o mașinuță simpatică, destul de compactă, nu știu cât are în lungime, dar este foarte ușurică, are numai 1,7 kg. Da. Puterea dezvoltată este de 680 W. Cam asta despre mașinuță. A venit într-o valiză de acest fel, o valiză foarte simpatică dintr-un plastic destul de rezistent, valiza de asemenea destul de bine întreținută, deci nu a fost foarte mult folosită. Aici înăuntru mașina are un compartiment în care stă foarte bine acolo, deci nu se mișcă în timpul transportului. Am mai găsit în cutie un set din asta de burghie pentru beton de la 4 la 8
Am folosit doar burghiul de 6 până acum, restul sunt intacte. Este burghie ok, eu pe ăsta de 6 l-am folosit când am băgat un cornier într-o margine de gresie. Da, un set ok de 4 burghie. Deci mașina, așa cum v-am spus, intră foarte bine în locul ei acolo. Și valiza este super ok, atât pentru depozitare cât și pentru transport. Așadar, am zis că o să fac câteva teste demonstrative. Am cel mai gros burghiu cilindric de lemn pe care l-am în momentul de față. Este un burghiu de 15. Să văd în ce găsesc să-i dăm o găurică. Mai am un burghiu din ăsta de 6 pentru fier. Tot așa ceva demonstrativ. Nu am procurat încă un spray din acela pentru găurire și de asta nu vreau să forțez cu alte burghie mai mari. Și fiindcă tot era singurul spiral pentru beton care era folosit din valiză, o să-l folosim pe ăsta de 6 să văd unde găsesc o suprafață sub sacrific, să vedem și percuția la mașină cum funcționează. Ca atare, asta este burmașina PSB 7000 de la Bosch. Sper că v-a plăcut clipul cât și testul. Așa că până la clipul următor, vă doresc numai bine.